ser bare. În această grădiniță de copii, plină cu jocuri și jucării. 4-5 ani împreună am învățat, 4-5 ani împreună ne-am jucat. Și chiar dacă uneori ne-am acertat, multe în această grădiniță am învățat. Serbarea noastră începe îndată, va fi frumos ca niciodată, că azi e ziua despărțire de prima parte a copilăriei. Nu sunt copil de împărat, dar sunt prinț adevărat. Am o întreagă împărăție pe nume copilărie. Dar ce e copilăria? Dar cum e copilăria? Copilărie e carte de povești. Copilărie e unde te grăbești. Copilărie e filă cea din tâi. Noi ne rugăm cu noi să mai rămâi. Vârsta îngerească e copilăria. Ginga șcerească e copilăria. Mândra aurită e copilăria. Vârsta cea mai fericită e copilăria. Copilărie e floare de noroc. Copilărie, hai cu noi la joc. Copilărie, rai celor mici. Tu nu zbura, vrei să ne vezi voinici. Copilărie, floare păpădie. Copilărie, joc și bucurie. Copilărie, cântec melodie. Copilărie, floare de nu mă uita. Copilărie, mai stai, nu pleca. Ani ai mei, eu să ne uit nici când. Dar cine ne poate ajuta?
și ați pășit pe o portiță și pe o ușă larg deschisă, dar deasupra, pe o tăbliță, stătea scris grădiniță. Dragi părinți, vă mai amintiți? La doamna Tatiana ați intrat. Doamna Tatiana cu drag v-a întâmpinat. Și așa au pornit șirul anilor, șirul amintirilor. Clopoțelul fermecat ne duce în anii când erați mici. Cătălina își amintește cum a pornit-o mămica ei prima zi în grădiniță. Când aveam 2 anișori, mi-a pus mama în mână flori și mi-a spus: dragă fetiță, azi plecăm la grădiniță. Așa. Și ați pornit voi la grădiniță. Uite, erați mici de tot. Vă mai amintiți? Cine v-a întâlnit pe voi prima dată în grădiniță? Doamna Maria. Mici erați. De mama vă țineați. Plângeați. Dar acum ați crescut. Băieți și fete mari, voi v-ați făcut. Da, Vlad Tihor, vreți să-i mulțumească primii educatoare, doamne Maria. La tine suflet plâng, prin astăzi cu o floare, aceea ne-a spus prima educatoare. Știu că din partea mea prea multe se răbdă, că nu puteam să scriu o semn când m-a rotat. M-ați docenit pe trei și adânc ați mai oftat. Când a pictat păpușa și hanea ne-a păstat, vă fac urare astăzi să fiți fără tristețe, să vă bucurați mereu de tinerețe. Mulți ani în grădinii păstrând același har, mă închin pe la pământ cu dragoste și stimă. Eu fostul preșcolar. Doamna Maria, vă rugăm, de la fostul preșcolar, Vlad, aplaudem. Dragă, ai mulțumit și familia. Așa. Apoi, un an a mai trecut. Voi puțin ați mai crescut. În altă grupă ați venit. O altă educatoare aici v-a întâlnit. Și Alina își amintește cum a fost prima zi a ei de grădiniță. Prima zi de grădiniță vine în minte. Au trecut de atunci 4 ani. Eu eram fetița cea sfioasă, cu cozițelul și șorțuleți aveam. Mă țineam de mama când gândârjire, nu vreau să mă despart de ea. Grădinița cu ferestre înalte și cu gard în jur mă speria. A ieșit în prag educatoarea și mi-a spus cu glasule duios: hai, Alina, să intrăm în grupă. M-am desprins de mama în citișor și am urmat-o ca pe o zână bună, răsărit din carte cu povești. Datorită ei sunt înțeleaptă, pot acum să scriu și să citesc. Dragii mei, voi toți erați micuți, toți plângeați, toți vroiați la mama. Nu prea mari atunci erați. Și când în grupă eu vă chemam, eu așa spuneam: Guța Trenuț, ne mai amintim? Trenuțul pe care îl făceam noi când ne urcam în grupa de ocel. Eram mică cu fundițe și veneam... Chitlanca.
repede a trecut și voi în grupa medie ați ajuns. Și Iuliana, vrei să amintească cum era ea în grupa medie? Eram mică cu fundiță și veneam la grădiniță ca să învăț să povestesc, să recit și să citesc. Uite, literele toate le cunosc, căci nu se poate fără ele să citești cărți cu pasme și povești. Și începe pătrățele, am scris, mamă, nu sunt grele. Și când toate s-au legat, numele tău au format. Ca medică noi din distram, chiar și rățușchele dansam. Mai mult cu gândul la joacă erați. Și atunci